канала. În ceea ce privește arestarea lui Ilan Șor și rezolvarea problemei. Evident că o să încerce și mușamalizeze. Cel mult o să facă din Ilan Șor și vreo câțiva țapi spășitori. Dar noi, eu cu text deschis, vorbeam din 2009, din 2010 despre aceste coții. În 2013, când nu era privatizată Banca de Economie și în conferință de presă de la primărie, pe data de 8 august, am spus cu text deschis, Banca de Economie urmează a fi privatizată de către Vlad Filat și Ilan Șor. Aeroportul tot de unul sau altul și împreună cu Plahotniuc. Deci, în 2013, înainte să aibă loc, cu text deschis, noi spuneam lucrurile acestea. Cine pe noi ne-a auzit? De ce n-am fost auziți? Ca să treacă 2 ani de zile, să se adeverească ce am spus exact și să dispară 1 miliard. Atacurile ale asupra domnului Ghimpu, din păcate, au avut loc și au loc numai din cauza faptului că dânsul apără niște principii cu adevărat. Și nu este de acord ca proprietatea Republicii pe nimic să fie ajuns să ajungă prin buzunarele unora. Faptul că acum se spune că este mai multe liniște și se poate lucra mai ușor, anume asta și trebuie de înțeles. Acum, evident, lucrurile mai ușor se împart, mai în liniște se pune mâna pe ele, încă nu se știe cât de transparent și la ce preț. Acum este liniște și împărțeală. Da. Asta este lozinca actuală. Sau împărțim în liniște ceea ce este. Banca de Economie, aeroportul, întreprinderile de stat și așa mai departe. Replica de atunci a lui Vlad Filat a fost, păi Chirtoacă ăsta vorbește mult, la fel de mult ca și unchiul său. Chirtoacă de obicei vorbește mult, ca și unchiul său Mihai Ghimpu. Ceea ce este important este să muncim mult. Declarația respectivă azi valorează 1 miliard de euro. Ne convine, nu ne convine, dar iată o declarație în valoare de 1 miliard de euro minus de la cetățenii Republicii Moldova. Și, din păcate, asemenea lucruri s-au întâmplat nu odată și mă tem că asta e doar vârful aresbergului, ceea ce am constatat în ultima perioadă. Nu știu dacă Șor o să-i toarne pe toți ceilalți. Pentru că ar însemna el să spună, păi m-a rugat Voronin să dau, m-a rugat Cutare să dau, m-a rugat X să dau și așa mai departe. Sau...